Am ajuns să consumăm zilnic din ce în ce mai multe euri și asta pentru că de cele mai multe ori nu suntem atenți la conținutul alimentelor. Specialiștii ne avertizează că acești aditivi pot duce la boli digestive sau chiar cancer. Eurile sunt aditivii alimentari care se adaugă în produsele pe care le găsim pe rafturile magazinelor pentru a le prelungi termenul de valabilitate sau ca potențiator de culoare și gust. Pentru a evita eurile, conservanții și aromele din mâncare, ar trebui să eliminăm complet din meniul zilnic produsele procesate, să gătim mai mult în casă și să ne orientăm mai mult către producătorii tradiționali sau către produsele bio. O fi, dar nu, ce să zicem, trebuie să luăm, că trebuie să mâncăm. De unde să luăm altceva? Astea sunt, la ora actuală, produsele, astea cumpărăm. Vedeți că am luat două cartoane de ouă, luăm ce e nevoie. Dar încercați să vă feriți, mai mult luați de la piață, de la producător? Da, de-aia și venim aici la piață. Sigur că da. Ce găsim? Altă soluție n-avem. Rolul aditivilor este de a face produsele din comerț să fie mai atractive pentru ca afacerile producătorilor să fie cât mai profitabile. Dar specialiștii în nutriție spun de mult timp că aditivii nu ar trebui să facă parte din alimentația noastră pentru că sunt dăunători pentru organism. Depinde de unde le luăm și unde sunt făcute, fabricate. Nu să știi ce putem să luăm. Este teamă să cumpărați mâncarea aceasta din magazine, mezeluri sau eu știu? Mai cu teamă. Deci considerați că mai bine ar trebui să mâncăm... Puțin și sănătos. Tot. Nu? Și mai mult din gospodărie. Și toate din România, făcute, fabricate și tot. Că din afară nu se știe ce luăm. Litera E, folosită să reprezinte aditivii alimentari, simbolizează faptul că aceste substanțe au fost testate minimum 6 ani în spațiul Uniunii Europene.